Drăgai ca târgul dintre țări este titlul celei mai recente cărți apărută sub semnătura buzoianului Viorel Frâncu. Autorul este unul dintre cei mai titrați publiciști locali preocupat de istoria trecută, prezentă și viitoare a meleagurilor buzoiene. Și unde putea fi lansată această carte cu un astfel de titlu, dacă nu chiar în târgul Drăgăicii? Mă bucur că ați venit la lansarea cărții mele, un demers pe care l-am gândit de multă vreme. Și care zic eu trebuie să ne preocupe pentru că este unul din brandurile Buzăului. E păcat să nu ne aducem aminte că Târgu Drăgaica dăinuiește de, după unii etnologi, chiar de peste 5.000 de ani. Ideea de a reedita această carte a plecat de la un simplu fapt, a unor declarații publice făcute de anumite persoane care spuneau că Buzăul e pe cale să piardă două branduri. Vorba de Târgul Drăgaica și despre strada cu Zavodă. Cum nu mă pricep la istoria urbană, m-am ocupat de acest brand care se numește Drăgaica și care, într-adevăr, pare într-o anumită disoluție. Asta ține și de procesul de globalizare. Este și o tentativă de pierdere a identității pierzând un asemenea simbol. Invitați la lansarea din Iar Maroc au fost oameni de cultură buzoieni, scriitori, jurnaliști, profesori, istorici, oameni de artă, majoritatea dintre ei autori de carte. Prefața cărții a fost scrisă de un cunoscut om de știință și scriitor, dr. Sorin Jacu, cercetător științific principal la Institutul de Geografie al Academiei Române. Căutat să investigheze fenomenul acesta al Drăgaicei în fel de informații pe care le-a găsit în documentele istorice, în documente economice, în documente geografice și așa mai departe. Să știți că nu este ușor să surprinzi într-un volum, să spunem, nu foarte limitate pagini, istoria unui târg, emblemă pentru Buzău, mai ales că asupra târgurilor românești nu există foarte multe lucrări. Mie mi-a plăcut cartea din multe puncte de vedere. În primul rând că este o îmbinare între literatura științifică și reconstituirea, să zicem, cu aplomb literar. Pentru că de multe ori o carte pur științifică îndepărtează o anumită parte a cititorului. De aceea eu mă bucur că ați ales drumul ăsta de mijloc, să păstrați rigoarea științifică, dar să aveți și un limbaj foarte accesibil și să aduceți în carte lucruri care colorează imaginea Drăgăicii. Unul dintre capitolele cărții este, cum să spun, cu oarecare dedicație culturală. E vorba despre cei care au, stricat condeiul Cerneala și poate și l-au conservat și în felul ăsta. Cu rânduri despre acest Iar Maroc, despre acest târg, despre acest, brand al Buzăului. Au fost invitați și cei care se preocupă de soarta orașului și implicit de cea a târgului Drăgaica, devenit brand al Buzăului, edil municipali și manageri ai unor societăți de profil. Deși lansarea cărții s-a făcut într-un târg unde fiecare vrea să își vândă marfa, autorul nu a cerut niciun ban. Cartea a costat doar autograful acestuia, fără de care volumul nu putea fi dăruit.